Bună seara tuturor! N-am idei când o să înceapă exact acest live, de la ce moment începe înregistrarea videoului. Dar am decis să fac acest live pentru că n-am idei. Sunt mai multe teme de discutat, încă n-am ieșit cu Cooper afară sau că e soare la noi frumos, deși eu am impresia că acum o să înceapă să plouă, acum am permite să fac share pe Telegram, live pagina de Facebook a blogului. Și după asta să încep să vă povestesc ce cred eu despre ziua de astăzi. Ziua de astăzi a început așa cum trebuie să înceapă o zi obișnuită de luni. Începând cu, de la orele 10 au început să apară știrile, toate știrile despre ceea ce s-a întâmplat în următorul, în weekendul trecut, atunci când Moldova a fost sărbătorit, iată, nu știu aici dacă are rost cuvântul sărbătorit, Paștele Blajenilor. Tot de dimineață, doamna președintă Maia Sandu a anunțat despre lansarea programului Satul European Express, în care doamna președintă, aleasă din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, totodată pe spinarea ei au fost aleși toți deputații din Parlament care acum formează majoritatea parlamentară, a anunțat despre acest program în care vor participa și proiectele care au o desfășurare mai mică de 6 luni. Înțeleg că până acum toate trebuiau să aibă o durată mult mai lungă. Toată chestia asta, evident, este electorală. Evident, europenii dau bani, dar europenii s-au săturat să dea bani în vânt, să finanțeze diferite ONG-uri, proiecte fantasmagorice pentru anumite momente, cum ar fi votul electronic și alte chestii. De este, am ușa să-mi spună cineva ceva după această idee cu ONG-ul, dar eu nu mă stresez tare, mai puțin să semneze porcării făcute de către Aldi Petru Macovei. Problema cea mai mare pe care o văd eu în acest satul European Express este că asta este un fel de evraremont. Dar nu, chiar evraremont se face din materiale mai calitative. Deci asta este un fel de măsluire de apartamentului, măsluirea apartamentului înainte de vânzare sau nu știu cum se numește asta. Moica mașină pe predprodajna podgotovka mașină. Iată, fix asta va avea loc în Moldova. Europa nu este construită pe astfel de proiecte expres. Europa este construită pe proiecte de lungă durată. Și atunci când tu ai, de exemplu, nu știu, un cor de tenis deschis la Corlateni, sat foarte frumos, cu oameni foarte de treabă, n-am idee pentru ce lor cor de tenis, mai bine făceau altceva, cred că acolo, dar asta e altă istorie. Atunci când tu te duci și joci tenis frumos, pe un teren proaspăt amenajat, care miroase a nou, fix o lună, deoarece normal că acolo s-a spălat dofiga de ruble, duci acasă la WC-ul din fundul grădinii. Asta nu e neapărat cazul Curlătenului, dar cam asta e prin foarte multe sate din Moldova. Proiecte europene trebuie începute masiv, dar proiecte de bază. Nu proiecte expres, dar proiecte care se prevadă canalizarea anumitor sate, care se prevadă gazificarea anumitor sate, care se prevadă drumuri expres. Iată, aici expres este foarte bună calitate. Drumuri expres în sate, drumuri asfaltate în satele Moldovei. Fiindcă cu corturi de tenis sau cu terenuri, iată, cine a scris, trebuie să la Curlătenii. Eu vă sfătuiesc să vă duceți la Curlătenii. Curlătenii este un sat foarte bun, cu oameni foarte primitori și eu vă asigur că nu veți regreta că dacă vă veți duce la Curlătenii. Puteți trece prin capitala lumii, Bălți. Tot oraș frumos, cel mai frumos oraș de planetă. Deci, vă spuneam despre Moldova are nevoie de drumuri expres, de proiecte europene durabile și de lungă durată în care să fie construite sau lansate lucruri care se merită, dar nu porcării de astea care se construiesc în 6 luni de zile și pe care este foarte simplu să spele bani. A doua temă anunțată acolo e niște alegeri din Găgăuzia. Astăzi s-au trezit vreo două sondaje cu privire la alegerile din Găgăuzia. Eu am scris și pe blog despre alegerile din Găgăuzia. Acolo situația este foarte și foarte interesantă.
Acolo nu s-a băgat pasul deloc. Acolo este Uzun, care va ieși probabil cel mai real candidat pentru primul loc în primul tur. Uzun s-a sunat de Dodon și socialiști. Grigorișin, aici cineva scrie că cel mai frumos oraș de planet, ha-ha-ha, alături de Grigorișin. Grigorișin este un idiot pus să conducă orașul Belz de către idioții din pas în frunte cu Borea Harcenko. Sau nu, Borea Marcociu. Dar despre asta altă dată. Adică eu am mai scris, dar acolo trebuie cumva altfel de clarificat situația. Deci, trecem înapoi la legea de Găgăuzia. Uzun va lua cel mai probabil locul întâi. Pentru locul 2 este o luptă destul de neașteptată pentru mine. Trebuia să fie cel mai probabil Petrov cu Croitor. Petrov fiind un exponent deschis al FSB-ului de rusesc și Croitor fiind susținut de către Irina Vlach și tăcit de către Năpasta. Croitor acolo este o istorie mai veche, el a fost chidanit de către Voronin, trimis pe urmă ambasador și el este unicul ambasador lăsat de către guvernarea Năpasta, era ambasador în Turcia. Dar a apărut Evgenia Guțu, susținută masiv financiar, mai ales de cei din Partidul Șor. Și dacă eu credeam la un moment dat că ea nu o să iasă, ea are adică s-a ridicat foarte mult. Atât în sondajele oficiale, cât și în sondajele neoficiale, adică în sondarea propriu-zis, întrebarea către oamenii din Găgăuzia, câțiva cunoscuți din Găgăuzia confirmă că, într-adevăr, ea are șanse împreună cu Croitor să ia locul 2 sau ea sau Croitor la momentul dat și e ultima săptămână de alegeri, așa că o să fie interesant zilele astea să vedem ce o să fie. Deja turul 2 acolo o să fie altă discuție, dar totul va depinde trece Croitor sau trece Guțu. Și atunci o să fie tactic, o să fie diferit la ambii. În orice caz, alegerile din Găgăuzia este încă o electorală pierdută în totalitate de către PAS. Prima a fost electorală de la Bălți, acolo unde grație ingerințelor totale în justiție a ajuns Grigorișin, nu știu dacă cuvântul idiot se potrivește acestui om, un ipocrit cu imic, nu mai știu cum acolo, cu afaceri în Ucraina, dar care urăște Ucraina, un om care urăște tot ceea ce înseamnă românesc și normal că nu vorbește limba română, în fiind că e prost și nu are capacitatea de a învăța o altă limbă decât limba rusă, a ajuns să fie primar al celui mai frumos oraș de pe planetă. Deci, și ultima ce o să fie despre noul șef al Curții Constituționale. Noul șef al Curții Constituționale, astăzi a fost ales Nicolae Roșca, după ce a expirat mandatul doamnei Domnica Manole, care a fost în repetate rânduri supărată pe Năpasta și probabil și acum e supărată, pentru că eu cred că, nu știu, aici nu știu, probabil cei care sunt mai cu justiția trebuie să știe, dacă cumva doamna Manole avea dreptul să mai candideze la un mandat. Aici este un chidos destul de serios în cazul în care avea dreptul, dar ea este supărată pe Năpasta de mult. Și ei chiar își făceau griji de faptul că ea poate face anumite chestii. Probabil acum o să fie un pic diferit, dar după cum am menționat și pe Telegram, sunt foarte puțini oameni pe care eu îi respect în Republica Moldova. Sunt foarte puțini oameni pe care eu îi respect, sunt și mai puțini oameni pe care eu îi respect și sunt în Republica Moldova. Unul dintre oamenii pe care îi respect este Olga Roșca, absolventa Facultății Jurnalist Științele Comunicării, anume a Facultății de Jurnalist Științele Comunicării și în diferite școli ONG-iste în care predau Aldi Corghencea și restul de la ProTV. Deci, Ulea,
mi-a fost și student un pic, dar asta mai puțin contează, și eu știu ce potențial are Olga și eu știu cum a obținut ea, eu știu unde ea a lucrat în toată perioada până a venit la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, acum este la președinție și din respect față de Olga, eu nu cred că am dreptul moral să mă expun despre Nicolae Roșca. Asta este un drept al unui blogger care este subiectiv și asta. O repet întotdeauna. Deci, ce vreau eu să vă spun? Să aveți o săptămână minunată. Referitor la, aici Sergiu Gubjov întreabă, referitor la Partidul Național Moldovenesc, din care a demisionat acum recent, câteva minute în urmă, Mihai Burciu. Ce se întâmplă cu PNM? Eu nu mă voi expune despre Partidul Național Moldovenesc, pentru că liderul acestui partid este Dragoș, pe care îl cunosc de foarte mulți ani și pe care eu la fel îl respect. Și eu îmi las dreptul de a nu comenta acțiunile lui Dragoș, respectiv acțiunile Partidului Național Moldovenesc. Adică eu pot să-i spun asta lui Dragoș în parte, la un pahar de vin, la un halbă de bere sau la țuică, dar nu public. Pentru că, da. Adică eu nu o să mai expun despre PNM, pentru că nu-i corect. Nu-i corect. La fel cum nu m-am expus despre anumiți oameni care făceau parte inclusiv din conducerea Republicii Moldova. Și aici eu nu o să fiu obiectiv deloc, adică dacă eu nu le părăs, mai pot fi cumva obiectiv pentru că nu am nicio legătură cu oamenii, dar aici nu cred că pot să-mi expun. Deși în cazul în care diferiți idioți care tot mă scurmă pe la cur plătesc de către al de prințul de la Prăjolteni, prințul, de atâta că el nu are deloc sânge prin cear, Ion Sturza. Repet, diferiți inși, inclusiv care am băut multă bere, mult gin și mult samagon, și care în ultimii câțiva ani tot mă scurmă pe la cur nepublic, eu neapărat voi povesti istoria acestora când ei vor ajunge în funcție, sau când, posibil. O, i-am dat încă o temă. Ion Ceban. Cineva spunea despre faptul că pe Ion Ceban îl vor cățăchi, respectiv îl vor da afară, și acolo a apărut ideea cu înlocuirea acestuia cu un primar interimar, fix așa cum a fost Silvia Radu și Ruslan Codreanu, dacă nu greșesc, în perioada când era Plahotniuc la putere. Ce vă pot să vă spun? Acolo era și o candidatură tare fantastică pentru mine, dar ieșind din situația la ce influență are prințul de Prăjolteni în președinție, asta ar putea fi. Iar dacă cumva apare acest minunat tânăr în fruntea primăriei, eu neapărat voi povesti toată istoria lui, începând cu Plahotniuc, și terminând cu Sturza, știu. Dar nu acolo, mai fost câțiva. Cam asta e. Cam asta e ce am vrut să vă spun. E că v-am spus și despre ceva. Salutări Troll. Troll. Salutări lui Valera. Aparte. Aveți grijă de voi. Aveți grijă de sănătatea voastră. Și cam asta. Și nu credeți oamenii în general. Mai ales cei politici, mai ales cei publici. Și nu să aveți grijă neapărat de psihoneurotica voastră sau cum acolo, nu aplicați, nu urmăriți psihomentorii și nu le urmăriți sfaturile. Hai noroc și seară bună tuturor!